Pe când aveam vreo 6 ani, am văzut într-o carte o imagine nemaipomenită. Acea carte descria pădurile virgine și se chema Întâmplări trăite. Imaginea de care vă spuneam reprezenta un șarpe boa care înghițea o fiară. M-am gândit mult atunci la aventurile junglei și cu ajutorul unui creion, abia atunci la 6 anișori am realizat primul meu desen. El arăta cam așa. I-am arătat desenul meu, unui om mai mare, apoi mai mulți, și am întrebat pe toți dacă desenul meu îi înfricoșează. Răspunsul lor a fost, de ce m-ar înfricoșa o pălărie? Desenul meu nu reprezenta o pălărie, nu, era un șarpe boa care digera un elefant. Motiv pentru care am desenat și interiorul elefantului, astfel încât oamenii mari să poată înțelege. I-au nevoie întotdeauna de explicații. Desenul meu, numărul 2, arăta cam așa. Atunci oamenii mari mi-au spus, apucă-te de geografie, de istorie, aritmetică. Ar fi mai bine să lași desenul la o parte. Motiv pentru care la vârsta de doar 6 ani am abandonat o nemaipomenită carieră în pictură. Bineînțeles, eram foarte dezamăgit de insuccesul primelor mele 2 desene. Când am crescut, m-am hotărât să mă fac aviator. Credeți-mă, am zburat prin toată lumea. Și e drept, geografia m-a ajutat foarte mult. Iar în călătoriile mele, de câte ori întâlneam un om care mi se părea mai deschis, mai lucid, îi arătam primul meu desen. Iar el îmi spunea, e o pălărie. Atunci lăsam, nu mai completam desenul, interiorul, și începeam să-i vorbesc de ce simțeam că are nevoie să aud. Politică, sport, nu știu, fotbal, fashion, orice. Iar omul atunci era foarte mulțumit că întâlnise pe cineva atât de interesant. Cum să vă spun? I-am trăit singur. Am trăit singur, fără cineva cu care să pot să vorbesc cu adevărat. Asta până acum 6 ani, când s-a întâmplat să am o defecțiune la motor și să fie nevoie să aterizez forțat în deșertul Sahara. Exact acum 6 ani. Mi s-a stricat motorul. Nu am cu mine niciun pasager și niciun mecanic. Trebuie să rezolv singur o reparație foarte complicată.
chestiune de viață și numai. Apă de băut mai am pentru maxim 8 zile. Sunt mai izolat ca un naufragiat proscându-l în mijlocul oceanului. Te rog, desenează-mi oaie. Poftim? Desenează-mi oaie. De unde vii tu? Te rog, desenează-mi oaie. Dar eu nu știu să desenez. Nu-i nimic. Desenează-mi oaie. Bine. Nu! Nu vreau un elefant într-un boa. Un șarpe boa este foarte periculos. Iar un elefant prea mare și încurcă. Eu vreau o oaie. Desenează-mi o oaie. Asta e bolnavă. Fă alta. Stai un berbec. Nu vezi că are coarne. Fă alta. Vreau o oaie care să trăiască mult. Fă asta. Poftim? Poftim această câmpie. Oaia pe care o vrei tu să află înăuntru. Exact ce vreau! Dar crezi că îi trebuie multă iarbă acestei oi? De ce? Păi, la mine e mic de tot. Cred că e de ajuns. Oaia pe care ți-am dat-o eu este foarte mică. Chiar așa de mică. Uite! Și-a dormit. Dar unde vrei să duci tu oaia mea? Adică... unde e la tine? De unde vii tu? Știi ce e bună cușca asta pe care mi-ai dat-o? Poate ține drept adăpostoi. Bineînțeles. Și, uite, dacă ai să fii drăguț, am să îți dau și o coardă cu care să legi oaia ziua. Și un țăruș de care să o legi. Să o leg? Ce idee caragheasă! Păi, dacă nu o legi, să știi că ea va pleca unde va vedea cu ochii și se va pierde. Dar unde vrei să meargă? Nu contează unde, drept înainte. Păi, la mine e așa de mic încât drept înainte nu ajunge prea departe. Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important. Planeta micului prinț era abia cu puțin mai mare decât o casă. Asta nu mă mira prea tare, pentru că știam prea bine că în afară de planetele mari care aveau deja nume, cum ar fi Pământul, Uranus, Jupiter, Neptun, chiar și Pluto, știam foarte bine că sunt sute de mii de alte planete, dar atât de mici, încât n-ai să le poți vedea niciodată cu telescopul. Am motive serioase să cred că planeta micului prinț este de fapt asteroidul B612. Acest asteroid B612 a fost văzut o singură dată în anul 1909 de către un astronom turc. Dacă v-am spus lucrurile astea, a fost de fapt pentru oamenii mari. Oamenilor mari le plac numerele. Da, dacă le veți povesti, de exemplu, de un prieten nou, ei nu vă vor întreba niciodată cum sună vocea lui sau ce jocuri îi plac sau dacă colecționează trandafiri. Nu, ei vă vor întreba câți ani are, câte kilograme are, câți frați are, cât câștigă tatăl său. Dacă îi veți povesti unui om mare
Că ați văzut o casă frumoasă, cu cărămidă roșie, cu mușcate la fereastră, ci porumbei pe acoperiș și nu vor putea să-și imagineze acea casă. Dar dacă le spuneți, am văzut o casă de 100 de mii de franci, vor exclama, va, ce casă frumoasă. Unui om mare, dacă îi spui, dovada că micul prinț există e pentru că el era fermecător și pentru că avea nevoie de o oaie, atunci vă vor lua drept copii. Dar dacă le spuneți, planeta micului prinț este asteroidul B612, ei vă vor lăsa în pace cu întrebările lor. Așa sunt ei. Nu trebuie să le luați în nume de rău. Copiii trebuie să fie întotdeauna indulgenți cu cei mari. Dar noi, cei care înțelegem cu adevărat lucrurile, nouă nu ne pasă de cifre. Mi-ar fi plăcut să încep, de fapt, povestea asta altfel. Cam într-un pas cu sine. Mi-ar fi plăcut să încep așa. A fost odată un mic prinț care locuia pe o planetă cu puțin mai mare decât el și care avea nevoie de un prieten. Pentru noi, cei care înțelegem cu adevărat lucrurile, asta ar fi sunat mult mai firesc. În fiecare zi aflam câte ceva nou. În fiecare zi, așa, încetul cu încetul, vorbă cu, după vorbă. Tot astfel am aflat și de drama baobabilor, pentru că, datorită oii, micul prinț a fost deodată cuprins de o serioasă îndoială. Este adevărat că oile mănâncă arbuștii? Da, e adevărat. Aha. Bine. Prin urmare, ele mănâncă și arbuștii de baobab. Dar ce te interesează pe tine dacă mănâncă sau nu arbuștii de baobab? Cum de ce? Pe planeta mea există plante folositoare și plante dăunătoare. Baobabul este o pacoste pentru toată planeta. O perforează cu rădăcinile sale. Și dacă planeta este prea mică și baobab prea numeroși, cele din urmă acesta va exploda. Da, da. Dar o oaie, dacă mănâncă arbuștii, mănâncă și flori. O oaie mănâncă tot ce se încală. Chiar și florile care au spini? Da, chiar și florile care au spini. Atunci la ce servesc spinii? La ce servesc spinii? Spinii nu servesc la nimic, sunt doar o răutate din partea florilor, da? Nu te cred. Florile sunt slabe, ele sunt naive, se cred teribile cu spinilor. Tu vorbești cu oamenii mari, confuz totul, amestești totul. Cunosc o planetă pe care este un domn roșu la față. El nu a mirosit niciodată o floare, nu a primit niciodată o stea, nu a iubit niciodată pe nimeni. El a făcut toată viața lui doar adunări. Și repetă ca tine tot timpul. Sunt un om serios. Sunt un om serios. Dar ăsta nu e om. Ăsta e o ciupercă. O ce? O ciupercă. Și dacă eu știu o floare unică pe lume, care nu există altundeva decât pe planeta mea, și mai știu că o oaie poate să o facă să dispară așa pur și simplu într-o dimineață, fără să-și dea seama, asta nu e important? Să desenez o botniță pentru oaia ta. Și o armură pentru floarea ta. Am să... Nu știam cum să vorbesc cu el. Nu știam cum să... Apropii, mă simțeam stângaci. În schimb, am înțeles foarte repede povestea florii lui.
Pe planeta micului prinț existaseră dintotdeauna niște flori mici care nu încurcau pe nimeni. Și ele răsăreau în fiecare dimineață, iar seara se stingeau. Dar într-o zi, o sămânță nu știu de unde a încolțit pe planeta lui. Și acea tulpiniță creștea încet, încet și se ridica peste celelalte. Iar micul prinț o vedea îndeaproape. Dacă ești bun să te gândești și la mine. Acum pot să vină chiar și tigrii cu ghearele lor. Nu sunt tigri pe planeta mea. Și apoi, tigrii nu mănâncă plante. Eu nu sunt o plantă! Iartă-mă! Nu mă tem deloc de tigri, dar am oroare de curenții de aer. Nu-i cumva un paravan? Seara, să mă pui sub un glob de sticlă. E foarte frig aici. E prost așezat. E, acolo de unde vin eu... Cum e cu paravanul ăla? Mergeam să-l caut, dar îmi vorbeai. Ar fi trebuit să nu ascult. Nu trebuie niciodată să asculti florile. Trebuie să le privești și să le miroși. Floarea mea parfuma planeta. Dar eu nu știam să mă bucur de asta. Eram prea tânăr ca să știu să iubesc. Adio. Adio. Am fost o prostuță. Îți cer iertare. Să fii fericit. Ei, da, da, te iubesc. Nu ai știut nimic despre asta din vina mea. E, asta nu mai are nicio importanță. Și tu ai fost la fel de prostuț ca mine. Să fii fericit. Dar vântul? Ei, nu sunt chiar așa de răcită. Aerul proaspăt al nopții îmi va face bine. Sunt o floare. Dar animalele? Ei, trebuie să suport 2 sau 3 omiți dacă vreau să cunosc și fluturii. S-ar părea că e foarte frumos. Dacă nu, cine mă va vizita? Tu vei fi departe. Cât despre animalele mari, nu mi-e teamă de nimic. Am ghearele mele. Nu mai am una atât. Este agasant. Ai hotărât să pleci? Du-te. Apropie-te să te văd mai bine. Este contrar protocolului să caști în prezența unui rege. Îți interzic. Nu pot să mă opresc. Am făcut o călătorie lungă și nu am dormit. Atunci îți ordon să caști. N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani de zile. A căsca este pentru mine o mare curiozitate. Hai, hai mai cască. Hai. Hai, cască! E un ordin! Mă intimidez! Nu mai pot! Atunci îți ordon atât să caști cât și să... Pot să mă așez? Îți ordon să te așezi. Sire, mă scuzați că mă întreb. Îți ordon să mă întreb. Dar peste ce domniți dumneavoastră? Peste tot
Peste tot? Da, chiar așa. Dar și stelele vă ascultă? Bineînțeles că stelele mă ascultă. Eu nu tolerez indisciplina. Trebuie să văd un apus de soare. Faceți-mi plăcerea. Ordonați soarea lui să pună! Soare apui! Uite, dacă aș ordona unui general să se preschimbe în fluture și să zboare din floare în floare. Sau dacă i-aș ordona să scrie o tragedie. Sau dacă i-aș ordona să se preschimbe în pasăre marină și să se arunce în mare. Pus! Și generalul nu ar executa ordinul primit. Cine dintre noi doi ar fi de vină? Dumneavoastră. Exact! Trebuie să ceri de la fiecare ceea ce poate da. Autoritatea se bazează în primul rând pe rațiune. Dacă îi ordon poporului tău să meargă, să se arunce în mare, va face revoluție. Eu am dreptul să fiu ascultat, pentru că ordinele mele sunt rezonabile. Și cum rămâne cu apusul meu de soare? Vei avea apusul tău de soare, îl voi cere. Dar aș aștepta, bazându-mă pe experiența mea de guvernare, condițiile favorabile. Și când va fi asta? Când va fi asta? Când va fi asta? Asta va fi către ora 7:15. Și vei vedea cât de bine sunt ascultat. Dar este prea târziu. Și oricum, nu mai am nimic de făcut aici. Voi pleca. Nu pleca! Nu pleca, te fac ministru! Te fac ambasadorul meu! Oamenii mari sunt cu siguranță, cu totul special. Vizita unui admirator! Bună ziua! Aveți o pălărie caragheasă! E pentru salutat. Pentru salutat când sunt aclamat. Fără fotografii, fără aplauze, nu aplaudați. Fără aplauze, vă rog eu. Lovește-ți palmele una de alta! Yeah! You're simply the best! Woo! Mulțumesc! Acest premiu se acordă mie, pentru că eu sunt cel mai talentat. Aș dori să mulțumesc mamei mele, tatălui meu, admiratorilor mei, domnului primar. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, dar mai ales mie! God bless America! God bless